Festivitatea de deschidere a noului an universitar 2017-2018 s-a desfășurat la Constanța, în Piața Ovidiu, în prezența președintelui României, excelența sa domnul Klaus Iohannis, a șefului statului major al forțelor navale, viceamiralul dr. Alexandru Mârșu, autorităților publice locale constanțene, a studenților și profesorilor celor trei instituții de învățământ superior de stat din oraș, Academia Navală Mircea cel Bătrân, Universitatea Ovidius și Universitatea Maritimă Constanța. În anul în care comemorăm 2000 de ani de la pierderea lui Ovidius, toate universitățile de stat din Constanța și-au dat mâna și au răspuns invitației noastre de a fi prezenți în inima orașului nostru. O inimă care are început să bată, o inimă din ce în ce mai tânără și mă uit și văd Piața Ovidiu așa cum mi-aș dori să fie în fiecare zi. Plină de energie, plină de tinerețe, plină de încredere într-un viitor comun. Avem tineri buni, avem tineri deștepți, avem tineri cu care ne mândrim peste tot în lume. Și mi-aș dori ca la acest moment de început ei să găsească în universitățile constanțene un stâlp de încredere, să-și construiască o carieră în Constanța, să rămână în municipiul Constanța, să contribuie la dezvoltarea orașului nostru. Universitățile constanțene reprezintă poate un centru universitar tânăr, dar extrem de serios și bine ancorat în realitățile economice, sociale, culturale, sportive ale orașului nostru. Îmi doresc ca Centrul Universitar Constanțean să capete din ce în ce mai multă consistență, vizibilitate, pentru că încredere prin prezența dumneavoastră ne-ați dovedit că avem. Constanța nu este doar oraș graniță al Uniunii Europene și al NATO, ci mi-aș dori ca ei să spună Uniunii Europene că de fapt de aici începe Europa, nu aici se termină. În discursul său, președintele României a urat studenților și profesorilor mult succes în noul an universitar și a cerut universităților să aibă o reputație solidă bazată pe credibilitate. Am ales să vin la Constanța pentru că este un centru universitar important, iar ofițerii de marină civilă și militară sunt exemple elocvente ale pregătirii de înalt nivel pe care o primesc aici. Absolvenții dumneavoastră devin repere ale competitivității pe piața globală, mai ales în domenii în care țara noastră are o tradiție în învățământul superior. Pentru a putea lupta împotriva ignoranței, pentru a putea deveni un reper moral și o ancoră a statului de drept, universitățile românești trebuie să aibă o reputație solidă, bazată pe un nivel ridicat de credibilitate. Mă bucur să constat că Centrul Universitar Constanța excelează prin parteneriatele cu universități din afara țării și prin numărul important de studenți străini care au ales să studieze aici. Cred că România ar putea deveni un reper relevant pe harta globală a educației numai prin centre universitare unite, așa cum se încearcă la Constanța, prin aducerea la un loc a liceelor și colegiilor naționale, universităților comprehensive, militare sau de profil maritim, într-o strânsă colaborare cu autoritățile locale și cu mediul privat. Dragi studenți, vă doresc un an bun, să aveți puterea să vă autodepășiți și curajul să vă propuneți obiective îndrăznețe, pentru că numai așa veți avea realizări importante. La 145 de ani de la înființare, Academia Navală Mircea cel Bătrân reprezintă un reper important în peisajul universitar constanțean și este instituția de învățământ superior din Dobrogea cu cea mai lungă tradiție. Marea a oferit dintotdeauna zone propice dezvoltării economice, sociale și culturale ale popoarelor care s-au încumetat să descopere și să dezvolte tehnologiile maritime în general. Academia Navală, ca instituție de învățământ superior și cercetare științifică, se află permanent în avangarda educației viitorilor ofițeri de marină militară și comercială.
Prezența dumneavoastră atât de numeroasă în piața Ovidiu dovedește interesul și credința comună că numai printr-o educație solidă a tinerei generații, importanța economică și socială a mării va genera prosperitate în Constanța, în România. Viața de student în Academia Navală Mircea cel Bătrân are trei atribute definitorii: tradiție, profesionalism, aventură. Dacă am ține seama numai de aceste caracteristici, tot putem descrie ce simte un student al acestei școli la începutul carierei sale în industria maritimă sau pentru apărarea intereselor maritime și fluviale ale României. Academia Navală oferă însă studenților ei mult mai mult. În primul rând, garanția unei pregătiri profesionale și personale de excepție. Experiența și motivația cadrelor didactice, infrastructura modernă, strategia de dezvoltare privind mereu înspre viitor, toate determină ca această școală să fie un organism viu, plin de energia cu care infuzează pe toți cei care studiază aici. Declar deschis anul universitar 2017-2018 și să dea bunul Dumnezeu ca împreună să avem un an universitar fabulos. Doamne ajută! Le urăm și noi mult succes studenților constanțeni în noul an universitar.